Preocuparea pentru persoane cu nevoi speciale, atât adulți cât și copii, reprezintă una dintre prioritățile conducerii primăriei Mărăcineni, în speță pentru city managerul comunei Constantin Dumitru. Mai exact, un amplu proiect demarat de acesta vizează construirea unui centru multifuncțional destinat activităților de zi pentru persoane vârstnice, dar și pentru copiii defavorizați. Suprafața pe care va fi construit acest amplasament este pusă la dispoziție cu titlu gratuit de către Primăria Mărăcineni. Proiectul se va realiza printr-un parteneriat între Primăria Mărăcineni, Fundația Sfântul Sava și Direcția Silvică Buzău. Valoarea aproximativă este de 200.000 de lei și pentru depunerea proiectului, Fundația a accesat fonduri prin GAL Valea Slănicului. Acest centru se va afla sub directa patronare a Fundației. Este un proiect, un centru multifuncțional, pe care îl facem în colaborare cu Primăria de la Mărăcineni și acest proiect se referă pentru persoane din Mărăcineni care au un statut special, persoane vârstnice, copii defavorizați. Fundația Sfântul Sava este parte din acest centru, este unul din proiectele Fundației Sfântul Sava pe care l-am făcut printr-un program numit GALA. Ridicarea unei astfel de clădiri va reprezenta un sprijin pentru cei năpăstuiți, fie că vorbim aici despre copii sau vârstnici. Mai exact, acest loc, odată ce finanțarea va fi obținută, iar construcția va fi finalizată, va deveni o oază de liniște. Beneficiarilor centrului li se vor oferi mai multe servicii necesare și vor avea parte chiar și de activități recreative. Printr-un serviciu de catering, atât vârstnicii cât și copiii vor avea parte și de o masă caldă. Din punct de vedere spiritual, pentru comunitate înseamnă o oază de bucurie, o oază de nădejde, o stare de bucurie pentru persoanele care vor beneficia de acest centru multifuncțional de la Mărăcineni. Deocamdată, terenul este pregătit pentru construirea amplasamentului, utilajele primăriei comunei Mărăcineni lucrând de zor. Acum, odată ce suprafața a fost împrejmuită, pentru a se crea acea oază de liniște și de verdeață, în cadrul proiectului, autoritățile locale, alături de Direcția Silvică Buzău, au organizat o acțiune de plantare a unor puieți demolit. Direcția Silvică a acordat pentru Comuna Mărăcineni, cu titlu gratuit, un număr de 5.000 de puieți demolit. Un prim pas a fost făcut astăzi, când aproape 3.000 de puieți au fost plantați de către angajații Direcției Silvice, voluntari și aproape 100 de elevi din ciclul primar și gimnazial ai școlii din Mărăcineni. Astăzi avem o campanie de plantare a puieților de molid, dați prin programul Plantați un pom de Ocolo Silvic. Și aici va fi un azil de bătrâni și facem o perdea de molid pentru protecția curții. Astăzi s-a făcut plantarea curții acestui centru, grație prin Rom Silva Buzău, care au adus puieți și elevi de la școala de Mărăcineni, împreună cu cadre didactice, au făcut această împădurire. Regia Națională a Pădurilor, prin Consiliul de Administrație, a aprobat sponsorizarea, acordarea cu titlul gratuit, cu un număr de 500.000 de puieți, pentru unitățile administrativ-teritoriale, școlii și alte instituții. La nivelul județului Buzău, numărul de puieți acordați cu titlu gratuit pentru acțiuni de împădurire, în special în interiorul și în raza unităților administrativ-teritoriale, depășește 25.000. În Comuna Mărăcineni am acordat 5.000 de puieți demolit și dat fiindcă anul acesta Ziua Internațională a Pădurii se sărbătorește sub sloganul Pădure și Educație, am căutat, ca și în alți ani, ca la acțiunile de împădurire să participe, așa cum vedeți și la evenimentul de astăzi, pe lângă voluntari maturi, în special copii. De aceea, astăzi avem două clase de la școala Mărăcineni care participă la acțiunea de plantare a acestor puieți demolit. Mai întâi, reprezentanții primăriei, în frunte cu city managerul comunei Constantin Dumitru, au pregătit terenul așa cum trebuie. Utilajele au afânat pământul în lung și în lat pentru ca micuții să poată planta copăceii. Sub îndrumarea specialiștilor silvicultori, elevii au petrecut câteva ore de neuitat plantând puieții în perimetrul unde urmează a se construi așezământul pentru ocrotirea persoanelor vârstnice și pentru copii.
Copiii, voi, cum vorbim? Prezentă la acest eveniment, înscris în luna plantării de arbori, a fost și Carmen Ichim, prefectul județului Buzău. Imediat, ea s-a alăturat copiilor și le-a arătat care sunt pașii ce trebuie urmați atunci când se plantează un copăcel. La finalul acțiunii, prefectul județului Buzău i-a felicitat din toată inima atât pe organizatori, cât mai ales pe copiii care s-au implicat cu toată seriozitatea în reușita acestui proiect. O, Doamne, se întâmplă și lucruri bune și pot să felicit administratorul public al Comunei Mărăcineni, domnul Constantin Dumitru, care a avut această inițiativă. Pe vremea când era primar, aici era un depozit de deșeuri menajere și nu numai, reciclabile. Cum știm, toată zona asta face parte din lunca Buzăului, din Natura 2000, face parte din rețeaua națională Natura 2000, alături de încă 14 arii naturale protejate a județului Buzău și felicit și direcția silvică pentru că s-a implicat în acest proiect minunat. Astăzi a avut loc o plantare cu copiii din această localitate, din Căpățânești, a 3.000 de puieți, urmează și plantări pe viitor în zona aferentă și sperăm că va fi un exemplu și pentru celelalte comunități. Obosiți, dar încântați, copiii s-au alăturat mai apoi celor mari pentru o poză de grup. Ea avea să fie mărturia unei zile de muncă asiduă, dar care s-a dovedit a fi una fructuoasă. Numai gândul că acei puieți plantați cu mânuțele lor vor oferi liniște beneficiarilor viitorului așezământ le umplea inima de bucurie.